poziția domnului primar numărul 65 din 14 februarie 2019 ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară potrivit legii 215 din 2001. Din cei 15 consilieri locali sunt prezenți 13, absentați nemotivat domnul Matei Laurențiu și domnul Constantin. Fiind prezentă majoritatea, ședința este legal constituită și poate începe lucrările. Domnul primar, vă rog să prezentați ordinarea. Cum ați fost convocați, avem pe ordinea de zi o proiecte de hotărâre și două suplimentări. Unul cu și plus diverse. La suplimentări sunt două proiecte, unul ce privește domeniul public, introducerea domeniului public a unei ulițe din Bralea, și al doilea, a doua suplimentare, indicatorii tehnico-economici la investițiile podestele după la Praja, Condești și Damian Țâcu, cele trei poduri care le avem în lucru la licitație. Ce mai este pentru ordinea de zi? Domnul președinte, de ședință Ciubotaru, vă rog să continuați. A proiect de hotărâre numărul 9, privind aprobarea regulamentului privind stabilirea bazei speciale de salubrizare la prezent anul 2019, pentru utilizatorii gaze și non-gazici. Dacă domnul primar ar să vă spun ceva, atât de hotărâre numărul 9. Deci, mare parte. După proiectul ăsta o să revenim, așa ca să avem invitat, dar după proiectul ăsta, dacă tot am început, în mare parte dintre dumneavoastră cunoașteți situația cu vârful contractul cu Romprestu cu agenții economici. Vorbim de non-casnici, deci vorbim de agenții economici. Mare parte din dumneavoastră îmi zic cunoaște că mai au anumite activități. Și contractele care au fost între societăți comerciale, între persoane juridice și Romprestu s-au reziliat. Noi, în luna decembrie, am aprobat un preț la gunoi și acolo era și un preț pentru non-casnici. Un preț de 14,99 lei de persoană angajată. Iar acum am venit el pentru aprobarea la dumneavoastră. Domnul Orchean, domnul Orchean. Și eu, mă scuz și eu. Domnul, despre noi ăsta, de la înființare, la inițierea contractului cu societatea prestatoare, au fost discuții, sunt, și din păcate vor mai fi. Atâta timp cât nu se vrea să se țină cont de niște propuneri, cred eu, foarte pertinente, din partea celor care trebuie să suporte plata. Că spre binele nostru un serviciu este foarte adevărat, dar nu oricum. Eu de la început am spus că contractul a fost prost întocmit, așa cum se fac și legile la noi, sub proiecte de hotărâri, sub contracte. Și nu-i singurul contract care a fost încheiat, pe care noi l-am parcurs și am văzut că este anapod acolo. Acum văd eu un lucru bun și de apreciat, faptul că se trece la taxarea pe număr de persoane prin acea declarație, cu proprie răspundere fiecare și-o dă și nu are decât să răspunde. Când dumneavoastră, executivul, din păcate, n-ar trebui dumneavoastră, societatea care face, prestează serviciul și în contul căruia se duc banii respectivi încasați, că noi, primăria de drept, de fapt, n-ar trebui să avem absolut nimic în comun cu treaba asta, decât să ne mulțumim că au venit pe aici, ei și nu alții, dacă se comportă bine. Eu am spus de acum 2 ani, atâta timp cât nu se renunță la încasarea pe număr de persoane, conform unui recensământ făcut în 1900 toamna, fapt pentru care acum venim chiar astăzi cu suplimentări și cu dări de bani către societatea respectivă, pentru că, vezi, Doamne, am depășit, ba tonaj, ba numărul de persoane și așa mai departe.
Eu vă întreb un lucru, că nu am venit cu singura propunere acum 2 ani în legătură numai cu noi, cu multe alte. Atunci spuneați că nu se poate. Nu se poate reduce numărul de persoane. Chiar dacă moare cineva, nu, că el îi inventa un plătitor de gunoi pentru că l-a prins recensământ. Acum eu mă întreb, de ce acum se poate? Și venim cu acele declarații. Modalitățile diferite de abordare a problematicii și în acest domeniu, în domeniul gunoiului, deci modalitățile astea diferite n-ar trebui, domne, să existe. Haideți, eu de, nu odată am propus ca atunci când veniți cu un proiect să-l judecăm din toate punctele de vedere, să-l analizăm cu toate fațetele lui și să procedem după aia la aprobare sau la neaprobarea lui. Se venea data trecută, vorbesc despre gunoi, se venea data trecută cu niște scutiri, cu o propunere pe scutire pentru categorii defavorizate. Dacă vrem să facem lucrul ăsta și dacă îl stabilim astăzi, prin supunerea la vot, ca amendament la proiectul respectiv, haideți să o facem în mod cât mai echitabil. Să definim aceste categorii defavorizate, să ținem cont de ce sunt mulți membri într-o familie și să nu plătească dacă sunt cu cât îți mai mulți, să plătească aceeași preț unitar pe persoană. Pentru că nu există o directă proporționalitate între cantitatea de gunoi pus în tomberon și numărul de persoane. Și eu am demonstrat-o. Și toate aceste nenorociri și necazuri sunt generate de cel mai important lucru pe care l-am trâmbițat și continui să-l trâmbițesc cât voi mai trăi. Atâta timp cât societatea respectivă nu va fi în stare să-și doteze mașinile cu sisteme de cântărire automată electronic și înregistrarea pe contractant, pe persoană, pe familie, va fi o inechitate și discuțiile vor continua la infinit. Revenind la categoriile defavorizate, sunt persoane cu vârste mai mari de 80 de ani. Apoi sunt diferite grade, sunt persoane cu diferite grade de încadrate cu diferite grade de handicap. Și în funcție, nu în ultimă instanță, în funcție de venituri, domnule. Că și aia e o chestiune defavorizată, dar aici au o foarte mare atenție dacă ne-am gândit și o face treaba asta. Și ca propunere eu vin așa, să pot să fie categorii cu reducere 100%, cu reducere 50%, cu reducere cât o stabilim noi, totul procentual. Nu în ultimă instanță, de la o lună de zile până acum, eu mi-am făcut într-un anume fel datoria și am vorbit despre popularizarea regulilor ce trebuie respectate în acest domeniu și de către populație. Mă refer la gunoiul reciclabil, care valoarea lui se scade din aia, dar nu am întreprins nimic până acum. Mă refer la materialele reciclabile depuse deoparte, gunoiul biodegradabil să nu mai găsească loc în tomberoane cu gunoi menajer. Ca final, trebuie insistat, domnule primar, sunteți cel care ne reprezentați în relațiile cu societatea respectivă, trebuie să insistați pentru preluarea gunoiului menajer prin cântărie pentru fiecare abonat în partii cu sistemele respective, pentru că acel contract primar care s-a încheiat, totul se realizează tot cu spatele nostru. Deci toate investițiile, tot absolut ce este, se poate și nu în ultimă instanță, vă rog frumos, primăria să se degreveze de sânta încasării acestor taxe. Vă mulțumesc. Eu vreau să puntez două, trei lucruri pe care am văzut în regulament și în astea. În primul rând, mi se pare că în anumite locuri să fie dublarea taxei pe persoană. Suntem și sunt persoane juridice autorizate care au salariați din comuna Căiuții. Odată își plătește gunoiul acasă, când produce, să spunem, odată își plătește gunoiul la societate. Cine am fi făcut dacă o societate ar fi avut 100 de salariați, ori 14 lei, ori cât se duce? 5 milioane de lună, nu? Într-un an, 180 milioane, chiar și o societate mai mică, 1,5 milioane.
Eu, nu știu, știu că sunt impuși, nu știu câtă influență poate avea o primărie sau nu, dar nu mi se pare normal. Pentru că, atenție, anumite taxe se dublează pentru salariații din Comuna Căiuț, care trăiesc în Comuna Căiuț și muncesc în Comuna Căiuț. Una, mă uit cu declarația privind stabilirea taxei salubrizare care trebuie să o depună până pe 31 fiecare cetățean. O grijă în plus și atenție mare. Vedeți când semnează că e de acord și cu amenda. Deci, pe spatele acestei fișe, el semnează că e de acord la non-caznici, la cei utilizatorii caznici, până la 7 milioane poate să ajungă amenda, iar la non-caznici, până la 25 milioane. Deci, practic, eu nu știu dacă că vor fi mulți care va semna că e de acord să-i dai amenda. Dacă calcă pe lopată. Un al treilea punct care vreau să-l sesizez este care am spus-o de la bun început că acest proiect e început și mă refer de vremea când eram primar. Este cumva inclus și am avut probleme din cauza acestui proiect și așa că nu văd implicarea și nu văd sensul care l-are primăria în așa ceva. Asta a fost un lucru făcut cu intenții și cu bună știință de cei mari la început când a avut acest proiect, în sensul că noi trebuie să avem casier, oameni care să ducă să strângă bani la cetățeni, să dăm la o societate care își plătește leasing-uri, salarii mari și creează profit. E munca salariaților din Comuna Căiuț. Și din celălalt OAT-ul, numai Comuna Căiuț. Suntem într-o oală, toți cei 66 sau 67 de OAT-uri care sunt. Și nu mi se pare normal, mai ales în condiția în care nu se plătește, nu plătesc toți cetățenii primăria, intră în imposibilitatea de a plăti, nu-ți ridică gunoiul, nu-ți face serviciu și se poate, pentru că din 5.000 sau 4.000 cetățeni dintr-o sută de societăți, se poate care nu o să plătim, iar ceilalți care plătesc vor suferi pentru noi cei care nu plătim. De asta, peste tot, la televiziuni, la telefonii, mâine o să ne trezim, vine televiziunea prin cablu, primăriei mi-adun bani. E același lucru, că e serviciu. Primăriei mi-adun bani la telefonii nu știu de care. Nu mi se pare normal. Nu știu, este bun serviciu, indispensabil pentru comunitate, dar este cu mari carențe. Și nu știu dacă noi vom putea, dacă luăm, de tip, luăm vom măsură, dar eu zic că trebuie trase niște semnale de alarmă, nu știu cât le vor lua în seamă la nivelul afacerii, pentru că, nu știu, nu mi se pare una normal și cred că chiar nici dumnezeiască nu prea este. Că nu o văd pentru un serviciu care cineva ia banii prin primăria Căiuț, salariații primării să muncească să le adune bani să le dea lor. În condiții normale trebuia să aibă contract cu primăria Căiuț pe toată comuna. Comuna Căiuț și taxă de salubrizare, cum e taxa de iluminat public, pentru că primăria Căiuț adună taxa de iluminat public și o plătește. Dânsa. Așa trebuia și la cum noi. Nu adună primăria, muncește cu salariați, cu nervi, cu stres, tot felul de probleme, nu ridică gunoiul de șapă al lui primarul. Și ei bine mers să stau în fotoliu și iau bani. Aia se întâmplă. Și asta e realitatea. Și-o zis bine, nu știu cine a zis că au salarii de salarii. Și au. E munca comunităților locale. Vă mulțumesc. Astăzi s-a propus un proiect de aprobare a regulamentului pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare în 2019 pentru utilizatori caznici și non-caznici. Eu aș avea două propuneri și mai multe observații. Una din propuneri ar fi ca regulamentul, astăzi trebuie să aprobăm regulamentul pentru 2019. Eu vă propun ca regulamentul acesta să fie regulament permanent, adică trebuie să mă aprobăm fiecare an. Pentru că regulile sunt regulamentul regulamentului. Eu spun că să elimină aferent anul 2019, fie regulamentul de ce rost are, să-l aprobăm în fiecare an. Îl faci odată, el va fi modificat, adică va fi din nou aprobat dacă va
va suferi modificări. În rest, de ce fiecare an trebuie să faci hârtii și el aprobă fiecare. Când stabilești reguli, stabilești pentru mai mulți ani. Numai dacă intervin modificări, atunci o să pui aprobare. Asta ar fi o propunere. Urmând ca noi, anual, la articolul 14, zice, cuantumul taxei de solidare se stabilește, să stabilim anual și atunci modifici sau aprobi numai articolul respectiv, ăla, să pui taxa respectivă, să o am aprobat. Și anexe. Și anexe, corect. Deci asta propun, așa. Asta a fost o propunere. A doua propunere este vis-a-vis de sumă prevăzută pentru contravenție. Eu nu știu, n-am văzut niciun act normativ, lege, ordonanță, hotărât guvern, ordonanța ministrului, să fie contravenție cu 0,62 de lei și asta. Nu putem să le supunem 70 de lei, 280 de lei sau ceva, adică fără virgulă, n-am văzut o amendă, așa cum la jumătate de asta. Nu putem rotunji. Sunt calculate conform codului fiscal, nu sunt făcute exact în noi. Dar nu poate. Amenda nu poate fi calculată. Amenda nu poate fi calculată. Stabilite conform codului fiscal, domnule. Contravențele? Nu cred, asta nu este stabilit regulamentul, nu cred asta. Nu este codul fiscal, nu are cum amenda de cod fiscal. Amenda nu are să fie pe cod fiscal. Organul de bilirat. Adică noi o stabilim suma contravenție. Nu stabilim cod, nu există. Mate, și declarația e, în momentul când omul semnează, ca un, nu e ca un științar. Eu am propunerea asta. Ceva care semnează că ești de acord. Ori în plus, ori în minus. Eu nu zic să nu semnează cât de bani. Mă ales că a fost că se face aplicarea ordonanței 2 privind jumătate minimă amenzii. În față 62 de bani la 50, 31 de bani. Deci concret au calculat în funcție de taxa de salubrizare, mulți cumva cu nu știu câte ori. Da, da, putea să mă duci și noi, dacă noi o acum. Până la urmă, noi o aprobăm în consilierii și dacă spunem așa, așa rămâne. Eu nu zic în niciun cod. Deci eu v-am zis și cu asta ce ați propus dumneavoastră cu regulamentul aprobat, mă scuzați, că nu implică primul. Chiar nu dăm nicio vină administrației locale. O discutăm. Știți ce se întâmplă? Regulamentul, dacă ceva în activitatea de lor de un an nu merge bine, se gândesc să mai schimbi ceva, mai bag un articol, mai bag și îl trimite la primărie să-l aprobăm. Deci nu depinde de noi că aprobăm regulamentul cu 10 ani. Dacă ceva nu merge bine, la anul... A doua, altă propune să o facem. Cred că aici am aflat la vizare de contravenții. Contravenții la litera B se regăsească în litera A. Sau, după părerea mea, nebunea declarației se consumă contravenția abia la sfârșitul anului, la 31 decembrie anul respectiv. Înseamnă să constată abia la anul, ca să poți să-l sancționezi. Eu n-ai cum să-l sancționezi. Nedepunerea declarației înseamnă să nu depui pe tot parcursul anului. Nu? Cum poți să constați contrat? Decât a doilea an. 15 martie, poate. Păi nu, dar 15 martie, dar pe 15 martie deja este contravenient că e plata peste termen. Deci, deja, asta am spus eu, că ar trebui BO să-l prindă, să se prindă în an. Adică neplata sau plata peste termen. Adică așa mi s-a părea corect. Articolul 17, au și B-ul. Da. Pentru că de moment ce el deja este în culpă dacă n-a plătit prin 31. Păi de neplata lui înseamnă că neplata înseamnă că tot anul calendaristic, până 31 decembrie. Și atunci, contravenția asta când o constat? Abia anul următor. Că el poate să vină și pe 31 decembrie să depune declarația. Prin depunerea declarației în termen. Adică faptul că depune peste termen deja este contravenie. El vine peste termen. Adică ceva acolo trebuie regăsit. Dacă nu se plătește mai mult, când îl amendezi? Pe când îl amendezi? Pe când? Nu, dacă ești cu foarte mari... Dar aici vedeți că nu era când îl amendezi. Domnule, ca să amendezi la litera B, trebuie să treacă un an de zile. N-ai cum să-l amendezi în anul curs. Pentru că el trebuie să-i pune. Îmi cer scuze, îmi intervenim și alții. Nu ați înțeles. Eu mă uit cu câtă ușurință suntem noi puși în fața aprobării unor amenzi propuse de către alții, pentru veprirea noastră și comportamentul nostru, fie el să ne corect, așa, ca, și cu câte greutate am acordat în proiectul depus de mine în 2018, referitor la gospodărire și apărarea cuției comunii respective, nu vom da amenzi niciodată. Iar acum venim cu proiectul ăsta, mi se prezint în fața noastră să aprobăm pentru ce mare. Observație, vis-a-vis la, cred că s-a greșeală, la declarația propriu-zisă,
pentru utilizatori casnici. Aici la punctul 2 scrie pentru al domeniu așa și non casnici, adică dacă e pentru non casnici, n-ar cum scrie și pentru non casnici. Corect, și după aia mai jos, și mai jos este ștampila în cazul persoanelor juridice. Păi dacă e pentru non casnici, n-ar cum scrie. Da? Și la declarația la fel trebuie și timp la declarația la non casnici. E chestia aia. Atât, mulțumesc frumos. Mulțumesc pentru atenție, domnule. Mai scrie cineva la acolo. Dacă nu se mai înscrie nimeni și sunteți lămuriți, nu vreau să mă întorc la acest proiect, vreau să fac un pic discuții vis-a-vis de gunoaie de acest serviciu. Dacă îmi dați voi, ca să nu mai intervin la diverse, pe proiect, pe treaba asta de aici. La regulament, nu știu dacă ați observat, am limitat familia la 5 persoane. Deci, familia cu mai mult de 3 copii minori va plăti la 5 persoane. Dacă are 5 copii minori, tot la 5 persoane, adică sunt 7 cu părinții. Da? Am limitat că nu putem să ducem, de regulă, cei care au 5 copii, 6-7, s-au acumulat aici la noi, din experiența din urmă, cu noi din 9, 10 milioane, 11 milioane, care le rămân debit. Și am limitat. Dar se poate Deci aici intră ca un fel de scutire. Și de plafonare. Acest discutam mai înainte de persoanele care sunt angajate pe raza comunii, dar sunt vreau 50% din persoane care sunt în afara comunii și plătesc noi la UNESCO, la, eu știu, Ajut, Ștefan, pe unii mai plătesc și plătesc și la pe raza comunii. Deci nu putem să luăm un calcul numai a persoanelor pe raza comunii. Chiar la noi, la primărie, că inclusiv primărie va plăti pe persoană, pe număr de persoane, noi am luat o informare de la ITM pentru toți angajatorii după raza OAT-ului Căiuț și avem un număr orientativ. Că e orientativ, declarația e de bază. Și cam când s-ar fi orientativ? 350 și ceva. La întâia două. De persoane angajate. Deci și la primărie. Persoanele care vin de la UNESCO plătesc noi, normal plătesc noi acasă la UNESCO, da? Și o să plătească și la primărie. Profesori. Profesorii de la școală. Domnul primar, pe ce vă bazați, logic, pe ce vă bazați dumneavoastră când solicitați lucrul ăsta? Un om, domnule primar, nu poate să fie omniprezent, domnule, în două locuri, în același timp, el să fie în timp și în spațiu. Dar nu, dar nu e în același timp. Păi nu, că stați așa un pic. Nu, deci de aia nu vreau să mai dau niciun răspuns, că nu vreau. Nu e logic, domnule. Dacă intervenim unii peste alții, eu mă absent să nu intervin vis-a-vis la nimeni, la nimeni. Vreau să vorbim, să vă spun cum stau lucrurile și cum se... Cine a stabilit lucrul ăsta, domnule? Cine a stabilit lucrul ăsta? Ca o persoană angajată la Ocolul Silvic, mă ascultați un pic, da. O persoană angajată la Ocolul Silvic, care e din comuna Coțofănești, da. Își duce viața acolo, vine odată pe lună la Ocol, ca să-și ia salariul și să-și depună documente, mai știu eu ce, și pentru că e angajat al Ocolului Silvic, îl taxez ca și pe mine, ca și pe altul și pe altul. Nu-i corect, domnule primar. Angajatul dumneavoastră din urmă, dar nu-i corect. Dar nu știi că asta o amică, n-am făcut eu regulament, n-am făcut eu chestia asta. Păi iată de ce vin eu. Regulamentul ăsta, dumneavoastră spunea că să nu-l facem în fiecare an, dar regulamentul ăsta oare chiar trebuie să-l facă numai stăpânul ăla de sus de acolo care știi să încăseze? E asumat de mine. Dar în momentul de ce vă asumați lucrurile care sunt în nu vreau să intru în dialog cu nimeni. Atâta timp cât 40 de societăți, inclusiv primărie, inclusiv școala, inclusiv Ocolul, le-au anulat contractele care le-au avut cu Romprestu, nu-i mai încasez deloc. Domnul primar, nu? Dar de ce să plătească cetățenii din comună pentru cei care fac noi acolo? Dumneavoastră nu trebuie să vă aliniați în statut de turmă, de membru al turmei, dacă membrii relații făpesc lucruri necorecte. Ne reprezentați pe noi și dacă veniți... V-am spus mai înainte, de ce să plătească cetățenii din comuna Căiuț pentru un mic gunoi care îl face la care vine la Ocol? De ce să plătească cetățenii? Domnul, știți ce suntem? Kilogramele de gunoi date din comuna Căiuț le plătește cetățenii din Căiuț. Stop! Nu stiu, nu spun din asta, stop! Iată de ce! Nu vrea! Nu, domnul primar, iată de ce
necesară cântărirea separată. Dar mă ajungeam și la cântare dacă mă lăsați, dar dacă nu mă lăsați, cum o faci în dialog? Să ducă delegatul primăriei dumneavoastră, să se ducă delegatul primăriei dumneavoastră la cântarul de la moară. Nu așa, domnule. Îmi cântărește la fiecare, la Popescu la poartă, la Ocol la poartă. Și cu asta, basta, domnul primar. Ați terminat, domnul ultim. Pot să vorbesc eu? Îmi pare rău că am început. A. Pot să vorbesc eu? Am început. Da, vă rog. Mă scuzați, eu nu s-am fir aici. Întrebarea mea este simplă, mă numesc Ian Puian Dionisie. Aveți pe altcineva să vă ia gunoiul dacă nu cădeți de acord cu acești domni? Nu am nicio treabă și eu plătesc gunoiul, am afacere în Câlița aici. Dacă domnul ăștia spun, da, domnule, aveți dreptate, nu sunteți mulțumiți, nu vă mai luăm gunoiul. Cine vi le-a? Vreți să răspunsul de la da, care de la mea, mai... De ce la... soluție aveți mâine dacă stimate mai domn, atâta timp cât s-a instituit în țara asta o firmă de partid, și atâta timp cât e monopol, așa vom trăi. Firma asta mâine nu vă mai ia gunoiul. Ce soluție aveți? E reală acum? Se supără și mai citez din mine. Da. Ghilimele jos. Cu sau fără unul din noi, societatea tot înainte se duce. Domnul ăștia, faci un distracție. Domnule, 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 ce soluție aveți mâine reală? Păi asta, se vorbesc iar și domnule. Cu sau fără unul din noi, societatea tot înainte. Realitate. Eu mă iau și nu vă deranjează, dar fi bala, am fi bala. Da, domnul, spuneți. Am avut milionari din cartoane, milionari din retrocedări. Vom avea o nouă oligarhie, milionarii din gunoi. Asta e. Așa cum mi-a spus doamna. E societate de partid și din banii care ia să finanțează alte treburi. Și nu prostul românul plătește. Nu, domnul, nu e vorba numai de votat, că votul e liber. Fiecare cetățean poate să voteze pentru cineva, dar noi asta, că tragem atenție, că n-avem ce face. E impus, domnul. Suntem puși, da, corect, suntem puși într-o situație în care n-ai loc de ieșire. Că mâine te umpli de gunoi, că n-are cine să leagă, de asta s-au și gândit și dacă să fie unici. Și tot un răspuns dacă nu vădeți. Corect. De asta s-au gândit să fie unici. Că la anul o să vedeți. O să mai vină cu altceva. Și o să mai vină cu altceva. Monopol. La băieții de la Comănești, întrebați, Doarea Muntelui, au avut serviciu făcut cu 8 comuni. Sunt separați, dar mai că îi distrug. Pe la spate, ca să nu există concurență. Sigur. Dar suntem copii. Deci așa asta că... se vrea. Uitați, mă gândeam acum, 56-50 de milioane o să dea numai salariați. Dar la noi e un caz fericit, 350. Dar la Onești, unde sunt mii, poate eu, societatea cu mii, tot pe societatea aia, un comunea. Cine doare pe noi de comunea? Soluția e la anul la vot, domnule. Doare, domnul primar, că știți de ce? Uitați la o societate cu 20 de salariați, chiar și primăria comunică. Dar de ce nu mă lăsați să termin? Păi vorbiți, doamna, eu, și dacă mai aveți de ceva de vorbit, vorbiți în continuare cât vreți. Haideți să terminăm punctul ăsta, domnule, că e cam putra, tragem apa la punctul. Pe 31 decembrie s-a închis cu numărul de populație, s-a terminat. În luna ianuarie a venit și s-a luat gunoiul. Am stat, am strâns cât am putut la timpul ăla cu reaua. Avem 43,16 tone de gunoi gata în luna ianuarie. Cântărit cu bat pus pe fiecare, da? Ori, 318 lei pentru colectare și transport la Romprest, plus 100 de lei, prețurile sunt fără TVA, la EcoSud la depozitare, se face 418 lei tona de gunoi. Ori, 19% e 5 milioane. 4.900 și nu știu cât. E 5 milioane. Este 5 milioane 1000 de kg de gunoi. Adică undeva mi-a sărit foarte tare și n-am făcut calcul bine, dar după aia am revenit. E 0,5 bani. Kilogramul de gunoi scos de fiecare. Toată măturătura, toate gunoaiele din curte care le scoate fiecare cetățean să plătești. Noi, comunitatea, plătim pentru el 0,5 lei per kilogram. Ei, vă spun, în ianuarie am avut 43,6 tone cântărit. Am avut luni, anul trecut, și de 100, de 20 de tone. Vă dați seama ce se întâmplă dacă continuăm așa? La ce concluzie am ajuns? De la fondul de mediu care l-aveam la primărie, am cumpărat, mâine ne vin, 1000 de pachete de saci menajeri.
1000 de pachete. Începând cu domnul Vici și cu poliția locală, începând de poimâine, mergem prin sat și la toți cetățenii care scot cu noi, le dăm saci menajeri. Cu rugămintea, eu, doamna secretar, am făcut probă la mine acasă. De-aia vreau să mai explicați la oameni să înțeleagă până vă, duceți să vă întâlniți cu ei. Dintr-o pubelă de gunoi, pusă la grămadă, am răsturnat-o pe un nylon, pe un sac, pe o folie și am început să iau. Ăsta e reciclabil, ăsta e reciclabil, ăsta e biodegradabil și celălalt ce a rămas e cu mai menajer. Vreau să vă spun, dintr-o pubelă de 50-60 de kilograme, mi-a rămas 3 kilograme de gunoi menajer. Care, de fapt, vreau să mergem la fiecare cetățean, să-i dau sacul menajer și gunoiul menajer să-l pun în sac și să-l scoată joia să le ia mașina. Și declarația. Celălalt, altfel banii noștri se duc. Vrem, nu vrem, la fiecare lună să trebuiască să facem subvenții din bugetul local, să plătim gunoiul. Dacă nu facem chestia asta. Iar, am găsit soluții pentru cetățeni ca să nu-i spui, bă, dar eu îți plătesc, ce fac cu restul de gunoi? Gunoiul biodegradabil, care este cea mai mare cantitate de gunoi care o dăm noi din comună, eu sunt sigur că din 43 de toni, 30 și ceva de toni peste, e biodegradabil. O să vină tractorul cu remorca, cu program de la cei de la 416 și o să strângem în alte, dar numai gunoiul biodegradabil. Și îl depozităm la platforma de gunoi a noastră, că poate să putrezească și îl facem compost. Ca să putem ajunge la o cantitate de gunoi, să fie acoperit de preț și chiar în speranța să putem scade prețul. Dacă ne ducem la 10 tone pe lună, ar fi super, explodăm de bine. Dar numai în condițiile astea și să încercăm ca oamenii să înțeleagă acest lucru. Deci eu sunt bucuros că dacă am dat 100 de tone ori 5 milioane, este 500 de milioane pe lună. Avem lună în 2018, calculat la prețul de cantitate de acum, din 500 de milioane. De unde strângi, când ai de unde să strângi. Chiar cu 300, cu 400 de angajați de raza comunii, cu 15 lei pe lună, niciodată nu poți să strângi banii. Și cu taxa care o avem. Dar dacă popularizăm și facem chestia asta, deci am făcut program la tractor, în fiecare zi, că nu poți să acoperi toată comuna într-o zi, vin cu programul în satul în ziua de în satul, iar joia, când a venit mașina acelor răi de la Rompreiesc, nu le putem spune bun, oamenii se scoată sacul cu 3 kg, cu 2 kg de gunoi menajer. Restul tot dă deoparte. Că altfel ne ducem în cap. Asta este soluția găsită de noi. Dacă aveți mai o altă soluție mai bună, suntem deschiși, veniți cu ea. Doamne, vă permiteți? Da. De ce trebuie să duc eu biodegradabilul de la Brâncen la groapa de gunoi? De ce? De ce? Că omul nu înțelege. Păi stați așa, mă. Că când îi spun că stai cu gunoi în ograde, vine și spune. Eu nu-ți mai plătesc la primărie, că nu mi-e gunoi. Domnul primar, dacă odată cu procesele verbale, cu declarațiile tipizate, înaintați sacul pentru gunoi reciclabil, da. Pentru gunoi reciclabil, și îi mai înaintați un fluturaș pe A5, nu pe A4, că nu are omul timp să citească acum, că are multe treabă. Și spuneți acolo ce înseamnă gunoi biodegradabil, care sunt categoriile de materiale de gunoi reciclabil și care este menajer. Îi faceți o descriere sumară. Și îi spuneți omului, în sacul ăla de tip negru, care luați așa, se pune gunoiul reciclabil. Iar ăla biodegradabil să-și-l depune, domnule, să-și facă el acolo compostieră, dacă vrea, ca să frunze resturi de aia. Păi, eu aveți multe dreptate. Păi, dar dumneavoastră măriți dacă atunci să posturile comune, oatelului. Nu mărim, cât pare compostul putem vinde. Pe cu tractorul. Compostul putem vinde și facem bani. Ați făcut... Iar facem curățenie în comună, dacă. Dar de ce nu dați fluturașul ăsta? Pentru că eu am discutat cu oameni. Eu vă dau perfectă dreptate și nu vreau să mai fac dialog cu dumneavoastră. Dar ca să duci mentalitatea unui om dintr-un clic, gata, din mâine nu mai scoți... Am încercat. Da. Nu se vor educa toți odată și cu anul ăsta, dar noi... Și ce facem cu diferența de gunoi? Ne certăm cu ei? Nu ne certăm, dar iată, încă o treabă făcută pe repede și înainte.
Haideți să o facem ca poate, să o încercăm, domnule, să o demarăm ca lumea. Păi cum facem? Spuneți, asta încercăm acum. Doarea de sat menajer, prin asta. Nu înțelegeți că nu-i putem educa pe oameni, dar dacă omul nu știe ce era reciclabil și biodegradabil, domnule, haideți să fim realiști. Faceți un lucru drag, descriți acolo omule și-i spun, și eu cu care am discutat... Da, am pregătit, domnul Orchean. Bine. Dacă se va reuși chestia cu colectarea selectivă, vă spun din propria experiență, de un an de zile fac colectarea selectivă. Înainte de am 3 tomberoane, acum dau jumătate de tomberon cu gunoi menajer. Pentru că foarte mult plastic se pare normal, așa. Plastic, sticlă, tot felul de chestia. Se reduce la un sfert de cantitate. Cine de poate ce anumit chestii ca anumitatea? Plătim la cam să ceară. Unde baronii... Haideți să supunem la vot, nu? Supunem la vot... Cu amendamentul ăla, cu modificările propuse domnul Martin, corecții de la anexe, sumele rotunjite, da? Rotunjite spre valoarele... Virgulele spre plus sau spre minus. Fără valoarele de după virgulă. Fără valoarele de după virgulă. Așa, da? Și regulament permanent. Și regulament permanent. Cine este pentru? Nu. Și eu. Și eu. Dar tu ai fost până. Să rămâne. Abține. Abține domnul Dupan, domnul Orcheanu și domnul Roșcan și domnul Răpus. Da. Potrivă. Da, mă zic. 9 pentru și 4 abține. Trecem la următorul proiect de hotărâre numărul 10. Privind aprobarea unei reglementări ce privește terenul din domeniul privat al comunei Căiuț, al comunei Căiuț, identificat prin carte funciară numărul 60067. Care legătură cu oameni? Acest proiect s-a repus pe ordine de zi la solicitarea celor în cauză care l-avem de față și dacă are ceva să-mi spun sau să vă spună dumneavoastră. Ce scuze, am intervenit mai devreme pe o situație care mă interesa. Mă numesc Ian Boian Denisie, reprezint firma Recycling Solution, ferma Piscicolul din Căieți. Suntem în Căieți de 12 ani de zile și am venit aici să clarific pentru unele persoane care cred că ne-am îmbogățit, că nu ne-am îmbogățit. Și în caz că primăria și-ar dori să aibă o fermă piscicolă cu tot ceea ce este acolo, sunt dispus acum, fără să mai liciteze, să o cedez, fără niciun comision, fără absolut nimic, strict cu toate investițiile care au fost făcute și o cedez primăriei fără nicio emoție. Nu am cerut nimic abuziv, niciodată n-am cerut mai mult decât îmi permite legea și totuși sunt împiedicat. Decât să fiu împiedicat, o cedez înapoi primăriei din suflet, să mi se dea bani înapoi, care am investit, și rămâne primăria cu o fermă piscicolă și cu tot ce e acolo, utilități și absolut tot. Pot să mă retrag. După 12 ani de muncă, sunt atât de obosit, încât sunt dispus să mă retrag, să-mi recuperez strict banii care i-au băgat. Renunț la munca mea și fără comisioane, fără adaosuri. Ori mă lăsați să-mi fac treaba, ori dacă nu, luați-o dumneavoastră din tot sufletul. Fără niciun fel de emoție. Eu pentru asta am venit, doar să întreb dacă o doriți dumneavoastră ca primărie, ca nu știu, cineva anume de aici o vrea, sunt dispus să mă retrag fără niciun comision. Strict banii care i-am băgat pe acte, sunt facturi în spate, sunt dovezi, vreau doar banii mei înapoi sau să mă lăsați să-mi termin proiectul început de acum 12 ani, întrucât sunt foarte obosit. Da. Am făcut și pești, am și muncit, am obosit. Ori pot să termin acel proiect să-mi lăsa, ori dacă nu, deci nu vin să cer primăriei un act dacă legile în România nu ar fi cum sunt. Deci te duce într-o parte, te trimite în alta. Deci, normal fi la primărie, ajutați-mă, dați-mi soluții. Eu plătesc concesiune pe teren și am nevoie de X anume de la dumneavoastră. Ședință, ședința s-a mână, nu s-a votat. Nu am nimic de ascuns. De 12 ani plătesc concesiune. Dacă se socotește că am plătit concesiune, terenul este cumpărat. Plătit mult peste valoarea pieții. Dacă deranjez și nu mi-am făcut ceea ce am spus în proiect, să mi se spună în față, domnule, ai să faci piscicultură, nu ai făcut piscicultură. Ai zis că, eu știu, pui semințe, n-ai pus semințe. Eu am făcut tot ce scrie în proiect, am încercat să fac cât mai bine posibil, dar nu am reușit din cauza legilor. În continuă aceeași problemă. Ca și la gunoi. Domnule, îți vine altul. Cine? Nu există un altul. Cum la gunoi nu aveți o concurență și nu poate vine nimeni, să spun, vă strâng eu mâine gunoi. Nu am nicio șansă să vă strâng gunoi. Doar am încercat să fac piscicultură. Și plus când am nevoie de un act, n-a aprobat Consiliul. Nu știu motivul pentru care nu mi-ați aprobat în ședința anterioară
nici nu mai știu ce a cerut soția, ea se ocupă, dar nu mi-ați aprobat, nu știu motivul. Deci nu am cerut să-mi dați nici bani, nici subvenții, nici absolut nimic. Am cerut doar să-mi dați dreptul la folosință asupra celui pentru care puteți concesiune. Iar dacă nu am un act dumneavoastră, nu pot să-mi desfășor activitatea. Ne desfășurăm în activitatea, eu plătesc salarii, cărți de muncă, concesiune, Apele Române, ANRM, Mediu, toți ceilalți își iau banii, dar eu nu-mi desfășor activitatea. Și atunci mai bine luați-o dumneavoastră și lăsați-mă liber. Deci ori mă lăsați să-mi fac treaba și nu-mi puneți piedici cât timp eu respect ceea ce a spus, ori dacă nu, dați-mi drumul la treabă, fără să mai povestim, că nu am nimic de ascuns, este acolo ceea ce fac. E simplu, nu ascund nimic, răspund tuturor care vin să mă întrebe de ce fac și cum fac. Nu este nimic de ascuns. Îmi permiți o întrebare? Vreau. Da. Eu păstrat aici că dumneavoastră ați luat terenul concesiune în 2008, corect? Corect. Păi și s-a întâmplat de atunci până acum? Nu, deci, haideți să vă explic în România. Care explicați? Deci în România, ca să faci terenul piscicolă, sunt două variante. Poți să fii producător sau poți să fii pe firmă. Ca să fii producător trebuie să fii persoană fizică. Și ca să fii persoană fizică autorizată, nu poți să fii pe firmă. Că așa e legea, e cu virgulă. Și vii la primărie și spui, domnule, ca eu să nu pot să desfășor activitatea ca producător pentru piscicultură, da? Trebuie să mă asigur de persoană fizică, pentru că am ajuns, tot eu care sunt proprietarul recycling-ului, am fost persoană fizică, am făcut piscicultură, corect. După 4 ani de piscicultură, nu, 5 ani am construit balta, am terminat balta. După ce am terminat balta, 5 ani m-am jucat de-a piscicultura, că nu pot să nu am făcut bani, am luat bani de acasă și am pierdut. După alți 4 ani de piscicultură, constat că ies minus în continuare. Datorită, X factori, nu mai contează care sunt ea, dar eu am nevoie de adâncirea lacului ca să pot să continui. Adâncind lacul, nu poți să adâncești decât săpând, domnule, să scoți ceva de acolo. Toată lumea de aici e balastru. Bun, nu este balastru. Am înțeles asta. Da. De ce nu îl faceți pe contract de cesiuni? Aducerea pe fiindcă Bacău de 2 ani de zile aștept o ștampilă din primărie. Dar nu s-a putut, dacă nu avea cineva un curs anume. Ok. Au trecut 2 ani de când eu nu pot să obțin un act. Nu o săptămână, nu o lună. De 2 ani aștept un act. Doamna Ramona, știi? Eu de 2 ani de zile aștept un act. În sens ce act? Act în sens o autorizație de construire temporară a stației de sortare, fiindcă când scoți ceva din pământ. Nu vă dă baie pentru ce? Pentru că e cesionat terenul. Că doamna de la primărie de aici nu putea să-mi dea, că nu avea școala necesară ca să-mi semneze acela. Nu aveați personal pentru acel post la vremea respectivă. Astăzi, acea persoană a obținut diploma respectiv, dar nu mai vrea să o semneze. Și ca Bacău să mă ia în dreptul lor să-mi semneze Bacău, trebuie să fiu concesionar, nu cesionar. Deci asta e condiția cuvintele. Este cesiune și concesiune, spuneți-mi la diferența și Europa. Deci condiția ca să obții autorizația, trebuie să faci două mare. Să fie concesiune. Matei, vă explic eu mai ușor. Când avea piscicultură și trebuia să vândă pești, nu putea vinde piserele. Trebuia să fie producători, persoane fizice. Eu e mulți ani. I-a cesionat firma, terenul, ca să poată să-și facă treaba cu pești. Tot eu. Acum, că așa e România, cu el, persoana aia fizică care vindea pești, își la un anumit an îți curăți balta. Pământul trebuie să faci ceva cu el. Ce e acolo, mă rog. Acum el nu poate să desfășoare activitatea de curățări și de ele, decât pe persoană juridică care e firmă. Că acum știți cum e? Și mâine dacă își face piscicultură, paradoxul lumii, ca să poată vinde pești, poate să fie și o persoană fizică. Deci mă scuzați, am și certificat. Deci asta e, practic, nu e. Am absolut tot, să ne înțelegem. Mai puțin diferența între cesiune și concesiune, care n-am zis niciodată. Că e cesiune, că e concesiune, că e... Dom'le, am închiriat un teren de la voi pe care desfășor o activitate. Că se numește concesiune, cesiune oricum s-ar numi, eu am luat un teren de la voi. Ei, dar legea spune așa, nu, dom'le, scrie cesiune, îmi trebuie concesiune. Până la urmă, cine plătește acel teren și cine îl încasează? Noastră încasați, eu plătesc. Asta e singurul lucru important. Eu fac piscicultură și îmi văd de treabă. Că e PSRL, că e pe persoană, că orice ar fi, sunt banii mei băgați de mine și sunt dispus dacă încurc, într-adevăr, să mă retrag. Chiar am obosit de România asta de tot. Definitiv. Deci la statul român m-a obosit, m-a terminat. La oboseală nu e sigur. Am înțeles. Dar sunt dispus dacă primăria ar vrea să aibă pe locul și acolo să vrea să... Să vrea să vrea să vrea să vrea. Domnul, Dar mulțumesc. Când zic nimeni, mă refer doar la mine. Mulțumesc. Și vă spun de ce.
Pentru că toată vorbirea mea în ședința anterioară nu a fost despre dumneavoastră ca persoană. Fie fizică, fie politică, fie nu știu ce. Vă mai spun un lucru, stimate domn. Spuneți. Nu mă interesează absolut deloc de ce în țara asta legile sunt făcute nu cu cap, cu altceva, cu un alt parte din organismul uman. Nu mă interesează diferența dintre concesiune și cesiune. Da. Că ați fost obligat datorită legislației țării dumneavoastră, a mea nu vreau să mai fie, așa, ați fost obligat să schimbați concesiune, cesiune și acum, dacă da. Când veți produce pește, veți face altceva, iar veți fi obligat, iar e dureros. Da. Acum, dacă dumneavoastră, în tot cuvântul care l-ați făcut, n-ați făcut altceva decât nu să solicitați, nu-i cerșire, de empatie. Eu personal empatizez cu dumneavoastră. Când dau seama că în jurul creierilor unora este foarte mult zmoală, bitum, catran și rotițele alea nu mai funcționează și nu mai merg corect. Se blochează. Singurul lucru pe care eu l-am solicitat, solicitat, e părerea dumneavoastră, s-ar putea să fie în total invers. Iar s-ar putea să fie în total invers. Pavel Codruș, sucul la vot. Singurul, păi nu poți, doamne, când... Sunt foarte timpul. Singurul lucru pe care eu l-am făcut vorbire la ședința anterioară despre acest contract, eu nu am fost de acord să votez un proiect de hotărâre care avea în conținutul lui un contract, după părerea mea. Legal. Dar eu n-am spus ilegal. Da. Total în detrimentul UAT Căiuți, proprietarul, concesionarul terenului respectiv. Eu personal, ca și consilier, mă consider că trebuie să fiu un apărător a avuției UAT-ului Căiuți. Și în atare situație, din stat am spus, nu mă interesează câștigul. Nu pot să empatizez cu dumneavoastră când ați produs în atâta mare de vreme și că doar ați cheltuit. Am mers și am demonstrat executivului, care cu dumneavoastră a încheiat acel contract, că, din punctul meu de vedere, contractul nu a fost corect făcut, nu legal, e diferență. Și am spus așa, plecând, și n-am fost singur, am mai fost un coleg de aici care a spus, a plecat de la redevența respectivă. S-a considerat că toată cererea mea se referă doar la redevență. Nu, domnule. La urmă, unii redevența a fost stabilită, s-a semnat. Și dacă îmi dați voi, să mă rămâneți redevență. Redevența aparține ANMR-ului, nu primăriei. Dar dumneavoastră, dacă ați fi avut răbdare, da, ați fi constatat că și data trecută, ca și acum, eu spun că, virgulă, cuiul PP nu trebuie să fie redevența. Nu a fost stabilită de către primar, nu a fost stabilită de către dumneavoastră, a fost de altcineva stabilită. Probabil. Și la urma urmei, nu asta este neregula constatată de mine. Domnul meu, contractul este atât de lapidat încheiat, încât clauzele contractuale și la finalul concesiunii, terenul respectiv, el va trebui redat concesionarului, concedentului. Dumneavoastră concesionar, vezi la concedentului terenul înapoi. Nu asta am făcut eu caz și fac în continuare. În rest, numai de bine. Domnul meu, nu s-a specificat acolo care este modalitatea și starea, care trebuie să fie starea terenului la predarea de la concesionar la concedent. Un aspect. Și în ultimă instanță, un alt aspect, am vorbit despre cheltuielile dumneavoastră care a spus că nu mă epatează cu nimic, absolut, era 15.000 de euro pentru protecția mediului. În contractul respectiv trebuiau clare condiții de respectare a protecției mediului. Concret, nu a fost făcut. Deci obiecțiile mele referitor la, n-au fost la persoana dumneavoastră, la societatea dumneavoastră, obiecțiile mele au fost
au fost doar la modalitatea încheierii acelui contract și am venit cu propunerea, stimate domn, cu propunerea ca executivul, cel care a încheiat cu dumneavoastră contractul respectiv, doar pe calea amiabilă, doar pe calea amiabilă, să se rediscute acest contract de concesiune și să își intre în drepturi cu specificația celor două puncte. 1. Returnarea terenului de la concesionar la concedent și cel de-al doilea, măsuri concrete clare stabilite în legătură cu protecția mediului. Mă opresc. Atât doar. Încă o dată mă repet, nimeni, eu personal, nu am nimic, votez cu mare drag. E bine că vin investitori pe teren, votez cu mare drag dacă acest lucru se realizează. În rest, nu mai depinde. Aș vrea să vedeți și lucrurile din punctul meu de vedere. Să încercați să stați în poziția mea astăzi, după 12 ani de zile de muncă, să te trebuie cum ai să predai terenul. Nu am să-l predau, vreau să-l cumpăr, e clar. Și acum l-aș cumpăra. Îl evaluăm, îl cumpăr, e simplu. De ce neapărat să-l predau înapoi? Nu am dreptul să-l cumpăr? Nu acum, peste 50 de ani, poate voi avea bani să-l cumpăr. Stimate domnule, spuneți. Proiectul respectiv, da. Ca să nu lungim discuția, că putem discuta după aceea, facem aeroport acolo. Da. Doamne, nu face obiectul proiectului respectiv. Deci, ce se va întâmpla în viitor? Nu! Da, am spus! Deci cât despre mediu să vă rămânesc? Mediu mi-a dat aflat dosar am ce fac acolo după, nu dumneavoastră. Deci mediu mi-a impus atâtea reguli și le-am respectat. Domnule, mediu este acolo care v-a stabilit. Da. Unitatea administrativă teritorială executivă care are dreptul control de modul cum exploatați concesiunea respectivă este aici. El este cel care vechează. Când va veni ala? Ce era greu de trecut în contractul respectiv? Condiții de respectare a mediului din punct de vedere trecut în contract. Și doi, nu în ultima instanță, modalitate de returnare. Putea foarte clauze. Dom'le, după 49 de ani, după 38 cât au mai rămas, nu știu, așa, dom'le, terenul respectiv se va da în următoarele condiții. Cu groapă, umplut la loc, neumplut. Dom'le, nu știu, nu e treaba mea. Dar trebuiau ăstea clar stipulate acolo. Haideți să vă spun, conform legii concesiunii, că aici ne abatem, ori dânsul după 49 de ani terenul se predă cu toată investiția care e, dacă până la momentul respectiv dânsul nu-l cumpără, fără doar și poate, punct. Dacă dânsul își termină investiția, printr-o cerere poate să vină la Consiliul Local prin care își arogă dreptul de a cumpăra acel teren cu investiția făcută. Deci terenul nu-i dărim investiția și ței terenul. Deci terenul se predă peste 49 de ani, dacă nu-l cumpără, cu tot ce se construit el. Plătit de către concedent. Obligația să ne găsiți tot pe noi. Tot pe noi, dar obligația ca concedent să se găsească concedent la investiția respectivă. Haideți, supunem la vot. Gata. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri, nu împotrivă. Da. Pentru consecvență, doar atât. În rest, empatizez cu dumneavoastră. 12 cu 1. O abține nici 12 cu 1. Problema este că... Deci au fost 12 pentru 1? O abține. Am văzut, da. Spor la teamă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Pian. O zi bună să aveți. Iar cât despre dumneavoastră, nu aveți opțiune. Aveți un singur om care să vă ia cu noi. Domnul meu, e total greșit. Discutăm altă dată. Mulțumesc, domnul. Da. Proiect de hotărâre numărul 11 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Căiuți. Vă urmăr. Trebuie la cuvânt. Supunem la vot acest lucru. Cine este pentru? Abține. Împotrivă. Proiect de hotărâre numărul 12 privind organizarea rețelei de școlarizare în Comuna Căiuți, județul Bacău, pentru anul școlar 2019-2020. Dacă sunt înscrieri la cuvânt, punem la vot. Cine este pentru? Abține.
Proiect de hotărâre numărul 13 privind stabilirea prețului la apa potabilă și a tarifului la canalizare epurare ce se vor practica pentru Comuna Căiuți Bacău de către Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Căiuți prin suporterea Consiliului Local. Domnule primar? Eu aș avea ceva de... Da, vă rog. S-a stabilit prețul la apă și la canal. Acum, având în vedere în mediul rural, nu cred că aceeași cantitate de apă care se consumă... Deci este... A, și înainte era... Nu, dar... 80%. Deci 80% este o mașă care nu 80%. Se... 80%. Apa contorizată ce intră pe contoas de la canal. Dar n-am văzut scrisele, poate să nu... De la canal? Da. 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 Prețul este egal, 2,66, 2,66. Deci este egal, dar procentual, da, e procentual, că nu se... Mai sunt înscris la cuvânt? Da, este. Eu m-am uitat aici un pic fișa de fundamentare, la prețul apă, am văzut 2,66 fără TVA, nu? Bănuiesc? La momentul ăsta nu avem TVA. Nu avem TVA, da, ok. Când va veniți, se va... Până totuși, la ce mă uită din care l-ați calculat, din 2.120.000, 1.450.000 se duce pe salarizare. Deci, undeva la 65%. 60 ceva la sută e salarizarea din tot ce înseamnă consum de apă. Deci, practic, rețeaua de canalizare e pentru cei 3 salariați. Stau și întreb acum, înțeleg organigrama și tot ce e. Eu cred că astăzi două persoane, contabil și o persoană, administrator care putea să-și întrețină, ținând cont că este ajutat permanent de ceilalți, salariața ai primării care am mai văzut, cred că era suficient. Pentru că mi se pare, fai 1.450.000, dacă împărțim, când ne vine 160.000.000, nu vrei, nu vrei, trebuie să alergăm ca să dăm salariu. Și mi se pare procentul salarizarea foarte mare din ceea ce produce sistemul de apă. Deci 65% noi dăm salarii din buget. 65%. Dacă e organigramă, ce mă? Nu, ca organigramă, că e făcută și s-a angajat conform organigramei salariații. Dar, încă o dată, spun și repet, administratorul, nu știu, mă rog, când era, putea fi luat pe fundii economice, sunt contabilitate și administratorul era omul de servici care mai ajuta cititul și făcea. Pentru că nu știu, nicio activitate care îți place, cred că în țara asta, salariul nu poate să reprezinte cheltuieli salariale și aici în lătură. Aici am problema care mi-a sesizat-o eu. În rest, nu știu, bănesc acolo unde nu este canalizare, nu se plătește decât apa și aș vrea totuși să fie, că acum mult am merit, când văd ori am văzut factorul la mine, 10 milioane cu apă toaletă. Nu-i problem, cred că o să o plătim, dar ar fi bine să se reactualizeze, să vadă tot ce s-a întâmplat din urmă. Să fie un pic de atenție la cei care citesc. Să mă uit, acum nu avea nici în 5 ani consum, dar nu mai are important. Nu vreau să fiu, cad în paradoxul ăla cu uite, domnule, nu-i. Dar, deci, într-o perioadă de un an, am explodat cu un an construit, n-am nimic 10 milioane, da? Asta e nu, la mine. Poate sunt cazuri unde e mai greu și mai greu pentru oameni. Aici a fost, cu punctul de vedere. Dacă vreau să puteți să-mi oferiți un răspuns la vis-a-vis la bugetul de la apă, cum putem ajunge la situația asta, ca cu 700 de milioane lumină, cheltuieli, întreținere, tot, iar 1.400.000 și ceva salarizare. Mi se pare enorm. Ați mai analizat-o și vedeți unde, dar eu cred că astăzi nu se impun 3 oameni la apă. Nu se impun. Vă puteți gândi, administratorul sau studii contabile, dacă era o idee bună, țineați contabilitate, puneați duci că nu știu cât de mult în cap pe teren păstrăi. Puneați să știți mai bine. Dar este enorm, enorm. Deci avem serviciu de apă cu investiții făcute în bani publici, care 65% l-am făcut pentru 3 salariați. Ce salariu are un muncitor de acolo? Minim de cum? Are, nu cum să iei minim. Foarte puțin peste. Foarte puțin peste. La minim cât e? Că deja se duc salariile cu tot 145, se duc undeva la 100,
20 de milioane. Vorbim din afară de domnule. Minim de economie. Puțin peste. Dar suntem, adică la salarii se poate vedea, poate tu că să ne aducă vedea exact cu salariul are fiecare, puțin că este minim. Dreptul la muncă nu îl putem da, dar nu e vorba de este. Da, mai zis atâta, simplu. 3 ori 20, 60, da? Cu dările la stat, care sunt duple aproape 120. Plus ori 10 minuni, faceți calculul. E 20, e 19 milioane și ceva cu dări, 3 salarii, 57, 58 de milioane, ori... Scuze, e 19 milioane. Pe care e? Câte e salarii? 21, 63 de milioane. Ineficiența nu constă în faptul că plătim 3 oameni. Ineficiența este că rețeaua de apă, distribuția apei, este mică față de, față de această organigramă. Problema eficienței distribuției apei este prin lărgirea numărului consumatori. Deci trebuie să aveți în vedere ca pe viitor o anumită investiție pe care să le obțineți, să extindeți rețeaua de distribuție a apei. Asta este eficiența, eficiența nu se rezolvă prin majorări. Din fericire, nu este prețul mare. Dacă la oraș e aproape 10 lei metru cub de apă... Știți ce preț? Asta mai am să spun, dar nu vreau să mă întreb. Știți ce preț avem la momentul ăsta? Pe un metru cub? 1,62. 1,68. Și o creștere la 2,66, da, e aproape 90% majorare. Dar chinuit să majoreze. Nu s-a făcut nicio acolo. Chiar foarte scurt timp și prețul acesta va fi calul. Domnul președinte, totul scă nu mă. Așa. Deci pe bună de meu de luat, dar Boris Ședinț, o să facem aici. A pus până la voi. Nu-i ședință, nu? Da, soare, dar nu fac rămân la diverse, fiecare doi ești cât vrea, dar eu mai am și alt serviciu, nu? Eu nu pot să stau la două proiecte, stau o oră și ceva. Suntem la proiecte. Domnul consilier, te-am stat și 10 ore, de-aia am vrut consilier. Domnul Dumnezeu, dar nu fac rămân la diverse, să vă se vină președinte de comisie aici, deședință, o să vin cu dosarul care îmi spune că am aruncat dosarul ăla într-un colț și n-am citit legea. Vă spune cu legea cu mărul tare, a timpul, trigger, așa, și vă poftiți afară dacă nu vă convine și vă urmă. Așa e, îi poftiți afară, chiar vă rugăm. Haideți, îi frumos afară. Chiar vă rugăm. Supunem la vot proiectul de hotărâre numărul 13. Cine este pentru? Abțineri? Trei abțineri și împotrivă? Domnul Durlan, domnul Ocean și domnul Mătuț. Deci, dănire în bani în mână, da? Pe stat de plată, 2453 la luna ianuarie, da? Stan 2356 și Durlan 2308. Bani. La care se adaugă 700 de euro fiecare. De noi minim pe economie. Despre ce vorbim? Pe economie. Nu e dublu. Cu banii lor, dacă te minim pe economie, domnul primar. Nu mai știi cât mai minim pe economie. Ba da, știu cât e minim pe economie. Se ia 16-17 milioane în mână. De unde zi 16? Da, ia auzi, ți-ai de contrazicem? Haideți să vă rog. 2100 minus dările la stat 54. 2100 cu tot cu dări. Păi da. Deci, dar dacă vrei 54% în rost, domnul primar, domnul primar, minimul pe economie la privat e 14 milioane și ceva bani în mână. Exact. Deci, ce vreau cu deci? Poți să dai un minun, dar. Nu, dar așa e legal, așa e corect. Din 2100 dai plătele la stat și diferența privește numărul om. Așa este. Deci, 2 milioane bani cu deci care îi dăm. 2100 cu
Cu tot total, din stat, care? Brut. O parte pleacă la statul român și diferența mai mare la salariat. Nu mai pierdeți, domnul primar, mai e mai mare. Deci undeva la 54% pleacă la stat. Deci oricare dintre noi... Dar hai să continuăm că nu are rost. E vorba de ceva care nu... E vorba de ceva care nu are rost. Tot ăsta e din urmă. O să rezistați un an cu proiectul ăsta, cred să măresc salarii, să măresc... Haideți să trecem la proiectul numărul 14, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru serviciu public de apă, de apă și canalizare căiuți din subordinea Consiliului Local. Dacă sunt înscrieți la cuvânt... Dați curăt, vă rog. Deci noi am aici chiar este. Deci 155.000 pe an cheltuieli cu salarizare. Iar energia electrică 300 din banii ăștia, dacă dintr-o 155.000 bănesc că sunt tichete de vacă de masă ce se dea cu suplimentar și cu premii de vacanță, noi nimeni împotrivă să nu le se dea. Și n-am nimic cu nimeni să înțeleg că Durlan o să împotriva să le arăt. Mi se pare enorm să cheltui 65% dintr-un buget pe salarizare. Și să n-ai prins în bugetul ăsta, spunea domnul Sârbu, 40.000 lei pentru mâine să mai trag o rețea de canalizare 50 de metri. Deci avem serviciu de alimentare cu apă și canalizare ca să ținem salariația, atât, punct, și curent electric. Doamne ferește de avarii mari, venim cu subvenții de la bugetul local. Da, supune la vot, am înțeles ideea. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Proiectul numărul 15? Nu, ia, numărul 14. Proiectul numărul 15 privind aprobarea inițierii procedurilor pentru realizarea investiției în sistem de distribuție gaze naturale în comuna Căiuț cu satele aparținătoare Căiuț, Popeni și Tridari. Da, vă rog, dați scurt. Scurt. Două minute de ceas. Un amendament. Comuna Căiuț are 9 sate, nu doar 3. Respectiv Căiuț, Popeni și Tridari. Încetați să mai veniți cu proiecte secționate. Deci, domnilor din executiv, nu veniți cu un proiect integrat pentru toată comuna. Sau dacă nu se poate acest lucru, haideți atunci să reducem din impozitele celorlalți concetățeni de-ai noștri din celelalte sate, în afară de cele trei enumerate. Că de la proiectul care îl punem astăzi în dezbatere vor dura ani până când se va realiza investiția respectivă, este una. Iar vom trebui să mai așteptăm ani de la finalizarea primei investiții prevăzute azi în proiect și pentru extindere după aia. De ce trebuie să cârpim? Oare nu mărim noi costurile, ne mărim fără să gândim bine costurile de studii, de fezabilitate, de fezabilitate, de toate studiile care sunt făcute? Eu nu cred că ne împiedică nimeni să venim cu un astfel de proiect integralitate. Că nu va putea fi realizat în tot același timp scurt, nu e nicio problemă. Mi-ați venit data trecută așa și cu o altă chestiune. Dom'le, că nu se poate, că trebuie făcut separat cu apă, separat cu canal. Am înțeles. Nu cred că e aceeași situație și atunci. Deci eu atâta propun un amendament. Dacă să schimbați, treceți domnul odată toată comuna. De ce să nu beneficieze? Că nu se va realiza? Păi de la aprobarea proiectului respectiv până la proiectul tehnic propriu zis și la soluțiile tehnice pe care le-aș găsi. Dar dacă e în cap. Atât. Mai spui cineva la frumos? Da. Vă spuneți mai spune. Păi ce de lucru? Sunt de acord cu domnul Orgeanu, nu trebuie un proiect fragmentat. Aș permit. Pe toată comuna trebuia făcut proiectul acesta. Este lăudabil inițiativa. Nu știu dacă proiectul precedent, care datează de vreo 15 ani, 20 de ani în urmă,
ca, a mai fost în discuție raportarea la gaz metan, se referea tot la nucleul ăsta Căius Popeni Blidar, trebuie avut în vedere ca un proiect care să cuprindă întreaga comună. Pentru că și cetățenii de pe lotul și cetățenii din Voiștea, ca și cei din Pralea, sunt tot ai comunii Căiuți. Va fi succesul comunii Căiuți, nu al PSD-ului sau PNL-ului sau al nu știu care persoane din primărie. Atât. Sunt de acord. Este inițiativă lăudabilă. Probabil că se va și regenera pădurea între timp, dacă va fi realizabilă la realizabil acest proiect. Porniți motoarele, găsiți banii și dați drumul la proiectul general pe comuna Căiuți. Domnul Matei. Rugămintea este vis-a-vis de implementarea acestui proiect, dacă s-ar putea realiza cu fonduri europene, ar fi la un eu chiar așa, din tetul statului, da. Așa, adică înceapă, așa, și fonduri europene, adică cel puțin să nu grevăm prea mult bugetul local. Din bugetul local putem face alte investiții mai mici, da. Și cu asta va fi costuri de vizionate, început, ceva, adică trebuie început, de altfel ce trebuie pornit undeva. Dar măcar mai târziu să trecem pe el sau să-l facem la fonduri europene. Deci, eu ca și un exemplu. Suntem la nivelul de aprobare să inițiem studiul de fezabilitate pentru această... Studiul de fezabilitate se face în funcție de kilometri de conductă care va trece prin comună. Și fiecare kilometru de conductă are un preț. Comuna Căiuți, cuprinzând toate satele, are 40 de kilometri. Făcut un calcul, dacă inițiem proiectul de hotărâre pentru studiul de fezabilitate pentru toată comuna, o să trebuiască să plătim un studiu de fezabilitate care se ține din bugetul local, undeva la vreo 1 miliarde și ceva. Iar negocierea cu cei care fac studiul de fezabilitate este de 600 de milioane la aceste 3 sate. Iar după aceea se face extindere. Să prindem noi să facem așa ceva, că ar fi super bine. Una e să plătim 600 de milioane, care din bugetul local nu poți să-ți pierd niciodată că se va da fonduri pentru așa ceva. Așa. Și una e să plătești 2 miliarde și și atunci, adică să rupim invers. Nu sunteți de acord cu Căiuțul, Popeni și Blidar, ci cu propunerea mea. Faceți Pralea, Hârtiul și Boiști. Lăsați Căiuțul. Eu sunt de acord. Dacă voi să-mi dau probare, vorba 2 miliarde, adică 200 de mii de lei, sau 500 de mii de euro. Bani vechi, nu? Da. Eu îți zic că în bugetul local, dacă vrea să sunteți un pic atent și aveți voință, cum s-au văzut atâtea SF-uri, se pot plăti 2 miliarde să prindeți toată comuna. Nu e o sumă de speriat. Mai lăsăm balastrăg, mai lăsăm alte drumuri, cheltuieli din astea care trebuie să la ieri, dar lăsați-mă să vin, nu m-am intrat. Și eu zic că se poate să faceți rost din bugetul local, pentru 2 miliarde ca să facă pentru toate satele. Și chiar bine a spus, suntem aici, toți consilieri putem la buget, când o să vină luna asta, venim cu un amendament care să prindă 2 miliarde să facă studii de fezabilitate pentru toată comuna la rețeaua de gaze. Deci să nu, așa să mergi dintotdeauna, spre centru, spre exterior, rămâne lumea. Haideți să mergem măcar cu proiectul ăsta pentru toate satele. Nu e o sumă de speriat pentru primăria că e 2 miliarde de lei. Un SF-ul la gază. Hai, vă rog. Un minut. Ne cramponăm acum că e prevăzut 600 de milioane și că dacă am face cu integralitate, ar fi 2 miliarde. Vorbim în banii vechi. Dar nu ne-am întrebat atunci când am venit cu apă canal, acum 2 luni de zile sau în luna precedentă. Când de la 4 miliarde 600 de milioane neeligibile la acel proiect, s-a ajuns la 8 miliarde, s-a dublat aproape. Deci atunci nu ne-am făcut probleme, nu ne-am întrebat, domnule, dar unde Dumnezeu luăm neeligibilele? Și acum pentru 1,6 miliarde, că e diferență de 1,6 miliarde, 1,4 miliarde, ne cramponăm. Deci atunci la 4,6 miliarde nu ne-am cramponat, ne cramponăm cu 1,4 miliarde. Eu vă spun, și cu riscul că voi fi judecat greșit, domnii mei, să încetăm odată cu studii de fezabilitate și prefezabilitate și toate chestiile așa neeligibile, să fracționăm, pentru că sunt
costisitoare, dacă luăm procentual cât reprezintă din valoarea proiectului total de execuții, așa, ele nu sunt corecte. Eu nu le văd corecte. Ce trebuie să facem? Să alimentăm buzunarele altora? Să nu tragem zarul pe sub noastră? Nu, asta da. Dar nu poți să ajungi la proiect dacă nu ai așa ceva. Păi, dar dumneavoastră, de ce nu răspundeți la întrebarea care mi-a pus-o? Deci la acel proiect de luna trecută, sau cu două luni, nu rețin, când de la 4,6 miliarde de lei neeligibile, da, s-a modificat și s-a trecut la 8,6 miliarde. Deci atunci cele 4 miliarde în plus adăugate nu ne-au aprins luminițele. Nu ne-au aprins luminițele. Ni le-a aprins în acum la 1,4 miliarde. Nu știu ce luminițele s-au aprins dumneavoastră. Problema este... modalitate, domnul primar, este o modalitate de abordare din punctul dumneavoastră de vedere, din punctul altora dintre noi, că nu sunt singurul care achesează la ideea unui proiect general, este o altă modalitate. Și atunci noi nu suntem aici să fim unicat în gândire. Cred că ați depășit. Dacă eu revin, am mai spus și mențin părerea că și guvernul se va implica și cred că va suporta o parte din studiile dezvoltate în mediul rural, având în vedere mari zăcăminte de gaze naturale existente. Eu am auzit când s-au pus problema guvernul să subvenționeze așa ceva. Deci, hai să facem un proiect, să facem tot. Sigur și guvernul se va implica treaba asta. În momentul ce va începe exploatarea în Marea Neagră. Vreau să merg mai departe un pic, dar nu știu dacă are rost. Noi deja am făcut niște discuții cu domnul Negri, care are terenul aici. Avem acordul dânsului să ne cedeze, să ne doneze o suprafață de teren pentru stația de transfer a gazelor, ca să fim cât mai aproape de pământ. Trebuia să o ducem, dacă nu, stația de transfer, lângă Denci, pe acolo, lângă Butioaia. În Butioaia. Și după aceea să venim cu conducta înapoi, care ne costa o grămadă de bani. A fost o idee din primărie să întrebăm că e acest domn care e terenul lui, s-a dat, e proprietar. La unde pune terenul acolo ăsta? La Mier, mai încoace de Mier, unde este... Unde s-a făcut deja un sondaj, a fost să vadă acolo. Mai jos, de pe cordon. Iar noi, ca să inițiem, eu, la momentul ăsta, nu trebuia... Nu era neapărat să vin cu proiectul la aprobat, dar la momentul ăsta nu avem de unde plăti o dezmembrare. Omul ăla îmi dă terenul, dar nu poți să-l pun și-l plătească, da? Cadastru și dezmembrarea terenului din proprietatea lui să ne treacă nouă să ne-l doneze. Iar eu, dacă nu am această investiție trecută pe listă, nu pot să fac cheltuială. N-ai de unde. E simplu. Și aici e plecare. Că la proiectul tehnic, dacă avem șanse să ajungem și la Mărcești, Doamne ajută! Dar nu credeți că... La capana de vânătoare de la Fragea. Și acolo trebuie ajuns. Deci asta este ideea, ca să știți în ce status stă. Domnule, dar atunci puneți așa, etapa întâia, 2019-2022, Căius, Popen, Blidar, etapa a doua, 2022, Pralea și restul de pe seamă. Nu nimic, asta e același lucru. Vă dau exemplul la Cașin. Mănăstirea Cașin este comunul separat de comuna Cașin. Cașinul au realizat acum ani în urmă și au tras gazul. Ei, acum, Mănăstirea Cașin nu mai face nimic altceva decât să racotează în continuare la conducta lor, că îi dă voie și iar noi, în interiorul comunii, nu o să mai putem să ducem 8 km, după aceea să facem extindere la Pralea. Dar numai să vedem că începe investiția. Sau când ajungem la proiectul tehnic, mergem pe aia. Nu. Nu se vrea, nu se vrea. Nu se vrea. Dar nu se vrea. Nu se vrea. Nu se vrea. Deci problema este lăudare tot ceea ce ați întreprins. Corect. Am citit în ăla. Da. Ați luat legătura cu domnul Negre, așa este. Trebuie să vă aprobăm investiția ca să puteți face cheltuielile. Dar faceți un efort că puteți să-l faceți, pentru că de la domnul Negri puteți vă dă terenul și pentru toată comuna și pentru cei puțini.
Eu zic că puteți face un efort financiar de miliarde de euro. Poate să putem alimenta și Coțufănești pe 100 de metri pătrați de 10 pe 10. Că stația aia e una singură și alimentează și un sat și toată comună. Știu că a demarat. Dar astăzi când spuneți dumneavoastră, aprobăm proiectul de hotărâre cu un amendament în care se face pentru toate satele. Și facem un efort la buget să găsim diferența de bani ca toată lumea să beneficieze de acest proiect. Nu e foarte greu dacă aveți voință. Plus de asta. Și vă spun, să înțelegeți un lucru. Operatorul care vine să concesioneze acest serviciu de gaz nu e ca celălalt. Ca să, dacă nu e rentabil, el nu vine. Cu cât e mai comasat, cu atât are interes mai mare. Ne-au spus consultanții. Lucrăm cu domnul Coțofan, puteți să vă interogați de la Bacău. Sfaturile sunt de la ei. Cu toate că el are interes, ei bani cât mai mulți. Și a venit și mi-a spus deschis, domnul primar, dacă îți fac pe 40 de kilometri, are prețul ăsta, dacă îți fac comasat și șansele sunt foarte mari și după aia e mult mai simplu să faci extinderea, da? Ăsta e prețul. Alege. Și asta a fost propunerea mea, de asta am venit cu alegerea asta. Păi, haide să o votăm așa, nu în faza asta, așa, că am făcut o propunere. Nu-i de negrijat, este poate... După transformatorul de la Prarea, poate este cea mai bună investiție pe care trebuie să nu credeți că această investiție se va putea încheia mandatul ăsta. Voi fi eu, că noi mai fi, dintre dumneavoastră, consilierul meu, nu se poate încheia mandatul ăsta. Deja e târziu. Domnul primar. Durează 3-4 ani. Domnul primar, cu sau fără unul din noi, tot înainte din timpul trece. Problema e în felul următor. Dumneavoastră încercați problema că nu se vor face toate odată. Dar nu e obligativitate, dar iară de la prima începere, primul execuție, la primei etape prevăzută dumneavoastră, cu astea trei sate. Iară durează alt proiect, alte aprobări, alte... De ce, domnule? De ce? Nu, Orchean. Dacă omul spune că e bine să faci așa, că așa ai succes, să obții finanțarea, tu ce-i spui? Nu, fac cum vreau eu. Dar nu mă interesează dacă obții finanțarea sau nu. Dacă a propus ca să încercăm prin fonduri europene, și este sub faptul că fondurile europene sunt cu ușurință, cu mai mare ușurință acordate celor investițiilor mari. A zis cineva că nu vrem prin fonduri europene. Dar nu vrem să încercăm, domnule, nu vrem asta. Păi acolo încerc. Normal că nu se face proiectul ăsta pe buget local. Propunerea mea este să se opun amendamentul meu la vot, domnul președinte. Poftiți? Amendamentul meu, să se opun la vot. Asta e cu gândirea mea. Supunem cu amendament sau... Păi amendament. Prima dată amendament. Cine este pentru? Pentru toată comuna, nu? Da, toată comuna. Da, domnul, votați cu toată comuna. Nu am nimic în votul din mine. Da. Abține. Împotrivă. 13 pentru. Și acum supunem... Nu mai supunem să dată, 13 pentru. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 16 privind acordarea unei subvenții de bugetul public local pentru finanțarea serviciului de salubrizare. Aveți la sfârșitul și o anexă și un tabel în care îmi regăsiți și comuna Căiuț. Care sunt iar noi trebuie să închidem anul 2018 și am avut o discuție și cu doamna contabilă în ședința cu personalul, la care întrebarea scurtă a mea pentru ea a fost dacă nu avem datorii la Disrompres și spuneți că nu. Și acum iar. Dar știam că da. Doamna contabilă, mai sunt datorii. Nu am închidat tot și luna decembrie. Am venit tabelul, eu l-am dat, e o diferență care au calculat-o nu numai la comuna Căiuț. Și ne-au încărcat cu mai 600 de milioane sau cât mai. Păi și vin acum cu ei. 13.217. Diferențele care sunt proastă și toamnă. Cu asta se încheie. Se încheie anul și am terminat cu plata la persoane. Ce sistemul ăsta? Sistemul de plata la kilogram, la cantitate, la ton. Și aveți de unde o dați? Dacă subvenționăm, da.
Prinde salariul, domnul contar, greșeala ei, măcar un... Bă, greșeala ei, mă vă sumat, domnul. Măcar un avertisment ceva, nu? De vreo trei ori am întrebat, dar sigur ce mai este? Păi, cartonașul care... Eu dacă greșesc la mult, dacă iau sancțiune. Da. O să-l vedea duminica, mă. Supunem la vot. Nu mă întrebați dacă are cineva ceva, nu. Nu mai întrebă. Nu mai întrebă. Vă rog, domnul. Nu, ce nu mai întrebă. Supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține, ba. Împotrivă? Da, da. 11 pentru. Proiect de hotărâre numărul 17. Privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Căiuș, județul Bacău. Care e asta? Da, e vorba de poliția aia de la frale, nu? Da. E suplimentar. Pe unul care rămânească pe ulița care coboară spre podul de la punctul Praga. Pe ulița armenească, tot fi... Da, nu. Mă scrie la cuvânt? Hai, de la Praga. Cine, cine este pentru? Cunoaște topografia acolo. Abține. Împotrivă. 13. Proiect de hotărâre numărul 18 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economic și a diviziului general pentru obiectivul de investiții, amenajare podul și podețul din sat de Pralea, punctul Praja, unitar, centru Pondeiști și Căiuț, punctul Țărcu, pe comuna Căiuț, județul Bacău. Îmi scrie la cuvânt? Da, vă rog. Într-adevăr, așa, cu oportunul doamnă primar să țină de cuvânt, e un contract semnat. Și un lucru bun. Totuși, văd aici 4 milioane de euro, nu? 4.699.000. Da. Deci avem o investiție pentru 3 poduri de 600 de milioane lei pe metru pătrat. Bani europeni sunt foarte bine. Bine venită, dar suma mi se pare astronomică. Asta e proiect. O să fie la 300 de mii cei de mai șmecheri cu pădurile. Deci, bine că se fac. Problema e că sunt niște licitații, sunt niște aprobări din minister, nu le face primăria. Nu, domnul, vreau, dar... Dar vreau să vă spun altceva. Dar nu, dar vreau ca să vă faceți o imagine. Aproape același preț are și podul de la Hârtiu, care este scos de licitații și nu a venit nimeni într-o săptămână să se intereseze de el. Că e subevaluat. Și are aproape același preț. Iar noi așteptăm. Da, păi se investește. Toate spun. Plus de asta. După ordonanța dată cu salariul din construcții de 30, minim 30 de milioane, 3.000 de lei, tot vorbesc în minim 3, fiecare constructor. Și dacă, na, domnul Durlan Totopo, ministrul a trecut, m-a rugat să îi prezint niște lucrări, au să le dau friscon așa la, pe fiecare. Deci, în urma SF-urilor făcute, pe timpul mandatului meu, da? Au rezultat și am în acest dosar 4 contracte de finanțare, ligerul ălalt care s-a pomenit. Contracte de finanțare semnate cu Ministerul Dezvoltării și cu AFIR. Deci, SF-urile au avut rezultat, au avut finalitate. De la SF, următoarea fază e contractul de finanțare, da? Nu era momentul că chiar eu nu intru în campanie acum și nici nu vreau să mă lau. De campanie, nu mai dați mai de campanie, da, că nimeni nu-i da, campanie. Da, putem vorbi cu normal? Păi, dar ce-o dați de campanie? Haideți să vorbim la diverse, nu? Mai bine. Cine este interesat, contractele de finanțare, le pot face copii și le dau la fiecare. Deci nu SF, contractele de finanțare semnate de Ministerul Dezvoltării și Profil. Haideți să supunem la vot proiectul numărul 18. Cine este pentru? Trebuie să facem poteții, trebuie să facem. Trebuie să facem. Trebuie să facem. Abține. 13, da? Divers. Cine se scrie la vot? Domnul Oceanu. Domnul Durlac.
Ca să fie un fenomen chiar, nu? Și domnul Sărbu. Vă rog. Ce vreau să spun? Lansez aici o acuză. Sunt bani aruncați în van cu lucrările de reparații și întreținere la drumurile comunale petruite. Și lucrările, iar o constatare de-a mea, sunt făcute de Mântuială. O situație concretă, luăm drumul Căiuț-Țelpin. Am insistat de foarte multe ori pentru executarea acestor lucrări după regulile și normativele tehnice care sunt cuprinse în cartea cărților. Sunt lucrări de reparații, sunt lucrări de întreținere și sunt lucrări de reparații capitale. Aceste lucrări pot fi executate separat sau pot fi executate combinat. Acum, dacă toți suntem la diverse, nu îmi permite să vă întrerup? Nu. Pentru că avem o președință de ședință, mi-a dat cuvântul și... Pentru că nu spuneți ceva de o jumătate de oră. Păi nu că spun. Vreau să vă dau răspunsul mai repede. Păi nu, domnule, pe care să vă spun eu, nu trebuie să-mi dați răspunsul, pentru că eu de fiecare dată v-am rugat. Haideți, domnule, solicitați celor care s-au scris să execute lucrările respective să facă lucrările în rând, puse în rând, după normative. Platforma trebuie să fie bombamentată. Dacă nu e bombamentată, să fie cu înclinație din axial către acostamente. Acostamentele trebuie să fie cu nivelul, la un nivel mai sus decât orice parte componentă a prizii drumului. Trebuie să fie. Trebuie să existe șanțuri și dacă nu sunt șanțuri care sunt pretențioase, trebuie să existe rigori pentru scurgere rapid. Și acum coborâm în concretețe și discutăm căiuți Helping. Domnul meu, în partea din stânga a drumului către Helting este terenul agricol. Cei care lucrează, execută lucrările agricole, trag cu plugurile și cu toate utilajele respective, trag pământul pe platformă sau în apropierea platformei pe acostament. Acolo nu mai are unii să se mai ducă. Dacă ar fi făcut o rigolă acolo, în partea dinspre Tarla, și respectivul să nu își mai permită să întoarcă tractoarele pe drumul respectiv, să se facă întoarcerea tractorului în tarla la el acolo, ar fi cu totul altă treabă. Dacă în partea dreaptă a drumului respectiv ar fi curățată tot podmolul ăla de acolo, care este pe acostament, iar partea componentă din ampriza drumului, dinspre trotuș, dinspre sărțurile respective, ar fi cu un autogred sau un buldozer, ar fi făcute, s-ar putea scurge apa. Nici nu ar mai trebui șanță. Și atunci tot materialul, agregatul mineral, respectiv sortul ăla, haideți acum să-l vedeți că el este pe acostament. Deci în loc să rămână pe platformă, sortul respectiv și balastul care îl cărăm, cu efortul și cu costuri, este pe acostament. Să ne întrebăm dacă am fi respectat regula asta de bază, rigolă, bombament, și nivelarea acostamentelor în funcție de celelalte terenuri și părți componente a prizii drumului, nu ne-am fi ajuns. Domnule, eu v-am spus de atâtea ori, atunci când reparațiile sunt făcute ca coadă, se reduc numărul și volumul lucrărilor la întreținere. Domnul președinte, dacă ați dat cuvântul altul, eu mă opresc să fac... Vă ascultăm. Eu nu fac sculații. Nu pot să-i inform celorlalți. Nu sunt să mă discute, dar... Să-mi spuneți că... În atare situații, eu am spus așa. Ca să plimbați un autogreder și cu mici stropiri de material agregat, rete, balast sau sole respectiv, nu și are rost, domnule. Că ăla, imediat, în prima săptămână, prin rulajul în apă,
cu ploaie și așa mai, cu topirea căpezii, el se duce pe apă stanea. Deci, din start lucrări cu mântuială. Ce aveți de gând? Eu am spus, m-am săturat. De ce nu vreți, domnii mei, să vă apucați odată și să faceți aceste lucrări? Dar oare trebuie să le fii indiferent cum aruncăm banii pe aceste lucrări? De fapt, eu vă spun un lucru. Am făcut o interpelare, o voi depune, rog răspuns în scris în legătură cu această activitate. Am mers până acolo, în interpelare, și vă cer lucruri punctuale, cu explicații, așa cum trebuie să dați, și în procedință viitoare să discutăm și această problematică. Vă înțeleg, vă grăbiți, din punctul meu de vedere, eu m-am săturat, nu circul eu. Vin și oameni concetățeni și îmi ridică problema asta cu telefon și la toate întâlnirile. Vă mulțumesc. Domnul să-și băbeți. Am participat la Consiliul de Administrație de la școală. Și am avertizat, am rugat, nu am avertizat, vă rog să mă iertați asprima cuvântului, ca școala să se pregătească pentru evenimentul pe care trebuie să-l onorăm anul acesta, sub auspiciile aniversării de 160 de ani de la Unirea din 1959, Unirea Moldovei cu Țara Românească, care vor fi manifestări, vor fi cuprinse în programul Zilelor Culturii din 25, 26, 27 mai. Rugămintea mea este ca primăria să se ocupe, să intensifice demersurile pe lângă inspectoratul școlar, să obțină avizul pentru ca școala gimnazială Căiuț, în acea zi, să se numească răzbunarea. Sunt alegeri. Cum? Sunt alegeri. 26 mai, 25 mai, 26 mai. Tu europarlamentar? Da. 26 mai. Când? Școala ocupată. Da, dar nu, cu denumirea școlii trebuie avizul inspectoratului, făcut de mersuri. Așa a fost primul meu. Făcut de mersuri pentru toate și atunci. Păi ne dă peste cap treburile cu europarlamentarele astea. Dacă tu ai făcut, asta e cea mai proședință cu Consiliul de numiri la toate școlile. Când? În 26? Da. Cum a zis să numească școala la Căiuț? Răducanu Rosete. Eu mă gândeam să spunem Pavel Vasile. Un profesor care a fost la noi bun. Pavel Vasile. Director, domnul Pavel, la meu să-l ierte. A zis să mai amintim și de profesorii și dascălii noștri care au fost în pomonul de valoare, măcar atâta stimă și respect să avem, că generații întregi ne-au învățat și eu suntem. La Vrarea au denumit la Căiuț. Chiar. Zic că domnul Pavel Vasile a fost consilier și director, ar merita o astfel de... Nu știam cu școala, dar acum aveam în idee să vin la o ședință de Consiliu cu propunerea asta. Pentru domnul Pavel Vasile, denumirea școlii Găiuț. Și la Vidar, la Pralea, domnul Macor Ioan. La Pralea e stabilit. Cum? Da. Stabilit. Dacă va mai funcționa. Dar nu știu dacă e aprobată. Da, propuneri asta au fost din partea... Da, sunt propuneri din partea Comisiei de Cultură. Nu-i nimic nou. Este o reluare a... Totuși, de ce trebuie să pune? Ținând cont de faptul că Răducanul Rosetti... Răducanul Rosetti este proprietarul moșiei Căiuș. Vă rog frumos. Da. Și are o participare la... La domnul Răducanu, haideți să facem școala și casa Rosetti și să-i punem denumirea Răducanu Rosetti. Iar la școală, haideți să venim cu denumirea Răducanu Rosetti, dacă este icoanul, este o casă Rosetti. Răducanu Rosetti. Era acum și era Răducanu Rosetti.
mai e la diverse. Te bagă în ședința închisă, nu? Lăsați termenul cuvântului.